Bună ziua! Doamna Elena, dumneavoastră ne-ați scris la casa dumneavoastră că aveți nevoie de un ajutor. Da, eu am scris și am apelat la dumneavoastră și am știut că domnul o să lucrez la inimă dumneavoastră. Sunt mamă singură și, sincer, mi-e foarte greu. Nu ajung, copiii trebuie să fac online, de foc. Nu m-a ajutat frață din sat care și cu șoptul lume care cu din braca, cu din calțat, dar e foarte greu. Și mulțumesc domnului că a lucrat la inimii dumneavoastră și ați venit și răbăsă în durat de copilași mie, doamne. Mulțumim mult! Și mă rog și cred și Dumnezeu ne aude rugăciunea și glasul. Că speranța mea, multe ori când rămăsesem, când am părință nu mai erau și dacă am fost înfiată la casa de copii, mă gândeam, zicem, Doamne, am rămas singură. Dar la un timp am ajuns și am spus, nu singură, Domnul, Alina Zurievia și el, când mi-e greu pe suflet, mă duc și cad în genunchi în fața lui și mă rog și el are grijă de toate. Totul la timp potrivit. Din ce vă întrețineți dumneavoastră? Din compensația la fetiță am ieșit în decret, am lucrat și am ieșit în decret, din aceea compensație mi-a întreținut. Și băiat mai mare lucrează, dar are și el viața lui și oricum nu oferă și poate, dar nu poate să îmi ofere tot. Să-mi dea salariul lui, să-mi ofere mic aici la întâți minori și să trebuie să-i caut, să-i îngrijesc, să-i spăl. În rugăciune, când mă rog Domnului, mă rog să-mi dea putere, sănătate și ca să pot avea grijă de copilaș. Nu vreau palat, nu vreau bogății, vreau acoperiș deasupra capului, să am la copii și să am cu ce încălza, cu ce îmbrăca și bucată pe masă. Și în rest, toate, dar la timpul lor. Și mulțumesc Domnului zilnic și copiii se roagă și cred și Dumnezeu îmi aude rugăciune. Dumnezeu face minuni. Da. Eu azi, când mi-a sunat, mi-a dat lacrimi, eu zic, uite, Dumnezeu mi-a auzit rugăciunea. Să ne bucurăm. Ne bucurăm. Pentru că toată slava trebuie să fie dată lui Dumnezeu și numai lui Dumnezeu. Da. Datorită lui. Mai am datorie acum pe fereță și pe ușă. Mai am încă un an și anul ăsta și cu an. Și cum mi-a chitat dumneavoastră? Mă mai ajută băietul, mă mai ajută. Dar acum... Pe cât timp mai aveți încă de chitat? Anul ăsta și cu an. 1800 lui. 1800 în fiecare lună? Da. N-am avut încă un loc spus, nicăi de orice ca... Am pus în camera asta, deși am avut pojar și am căzut, am trăit mai mult de 2 ani, am trăit fără pod. Ne-am gândit, mi-au spus alții că să cumpărăm inivată, să punem, că sunt surse care mai ușoare decât lutul. Și eu le-am spus așa, acoperișul la noi problemă mare. Băieți, suferiți și-o cu penul, pus unii mai pun, dar punem tazuri, punem astea, el e ca, e pusă vagonca în camera asta și pe la pereți curge și aia, oricum curge. Mi-am uitat în zilele astea dacă plouă și apă ne suim sus, ne suim și apă, dar e ca e aici și e acta, cunoaște de Putșevca este. Și-a fost bucată, căzut cu tătul și acolo o ars, aici o ars și unde trebuie să stau. Am împrumutat în credit, m-am vărât. Și am luat și am schimbat. Deci întâi fereste, zic, și pe urmă, zic, dacă
Mi-a dat domnul sănătate teriță că cum schimba acoperișul domnului și acoperișul, altceva nu trebuie. Măcar este să ai un tragi copii, unde străiești, unde te duci? Mai unde te duci? Ești nu se răspunde, el a luat credit de la alte băieți și m-a dat numele noastre de telefoane și ne sună și ne deranjează și ne spune chiar că el a luat atâția bani. Dumnezeu, cum să vă spun, de multe ori prin mulți frați mi-a bătut la ușă și eu n-am răspuns în același timp, la un timp dat, când am văzut că Dumnezeu e puternic și puterea Lui e mare, eu m-am încrezut în El și îi slujesc Lui și vreau să îi slujesc până la sfârșitul vieții. Și nu-mi pare rău de nimic. Mulțumesc Domnului care are grijă de toate. Nu e, știți cum, omul în lume, el dorește că acum dorește și acum să aibă. Nu, Domnul dă tot la timpul lui, tot la timpul potrivit. Și mulțumim că El are grijă de noi și îngrijește și... Aveți în vedere când v-ați rugat, cineva v-a bătut la ușă. Da, Domnul, așa tot în același timp am mulțumit. Am căzut în genunchi în fața Lui și, Doamne, îți mulțumesc că ai grijă de noi, Doamne. Și acum mergem ca să descărcăm tot ce a fost pregătit pentru voi. Da? Vă bucurați că ai venit la voi? Da? Așteptau! Nu mai vin! Nu mai vin! Eu zic că o să vin! Dacă v-a spus că o să vin, o să vin de el. Și de spărat, Ionela. Mama, dar când o să vii? Dacă o să vii? Așa întrebai? Mă, de mult am întrebat. Să-i zic, ia uite mașina la pată. Zici, da? Hai să mergem. Mulțumesc, Ruslan. Thank you.
vreau să mulțumesc Domnului că a lucrat la inimile dumneavoastră și aș vrea că să vă doresc o viață plină de binecuvântări și Domnul să vă binecuvinteze, că ajutați toți copilașii din lume și aveți grijă, Domnul are grijă de toate. Sunt sigură și vă mulțumesc mult. Vă mulțumesc că ați venit la noi cu toate darurile acestea. Am rugat și Domnul a auzit rugăciunea mea. Mă vreau să mulțumesc Domnul că a venit acolo și că Tată din cer, vin în fața Tău, Doamne, și îți mulțumesc, Doamne, că ai lucrat la inima fraților, Doamne, și ai avut milă de noi, Doamne. Doamne, ai milă și îndurare și că Te-ai îndurat, Doamne, de noi, binecuvântat și slăvit să fie numele Tău, Doamne. Ajută-ne și în continuare, Doamne. Doamne, îți mulțumim pentru toate darurile ce ni le-a dat, Doamne. Tu ai lucrat, Doamne, Tu ți-ai făcut lucrarea, Doamne, și Te slăvim și Te glorificăm, Doamne, în numele Lui Iisus Te-am rugat, Tată, Fii și Duh Prea Sfânt. Amin. Binecuvântează-mă, Doamne, și ajută-mă, Doamne. Ai milă, îți mulțumesc că au venit acești frați, Doamne, la mine, Doamne, ca să-mi aduc aceste daruri, Doamne. Binecuvântează-i, Doamne, și ajută-i, Doamne. Îți mulțumesc că ne-ai dat ziua aceasta ca să putem merge pe picioare, Doamne. Mulțumim că ne-ai dat puterea ca să fim și în această zi, Doamne. Binecuvântează frații, Doamne, care au venit la noi, Doamne. Binecuvântează, Doamne, și ajută, Doamne, să ducă mai departe, Doamne, la cei copii, Doamne. Îți mulțumim, Doamne. Amin. Te glorificăm și Te preaslăvim. În numele Iisus ne-am rugat, Tatăl Fii și Duh Prea Sfânt. Amin.